Onoarea mai mare decât să stai în prezența Cuvântului lui Dumnezeu, în aceste vremuri de beznă totală, în aceste vremuri de înstrăinare de Dumnezeu, să-ți crești copiii în casa lui Dumnezeu, e de liniștitor. Să vezi copiii lăudându-L pe Domnul, o vreme în care alții sunt atât de expuși la învățăturile degradante ale societății bolnave. Societatea noastră este o societate bolnavă pentru că ne-am pierdut centrul moral și spiritual. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu cu bun simț. Dacă nu-L vrei în familie, El pleacă. Dacă nu-L vrem în școală, El pleacă. Discutam chiar acum cu fratele Iulian ce tebatură s-a declanșat în țară, în pricina unei afirmații pe care a făcut-o președintele României, apoi președintele cultului baptist, Viorel Dudor, a avut o reacție în scris și verbal și apoi s-a declanșat acest război teribil. De asemenea, vorbeam că este pregătit totul pentru că în școlile primare să se introducă educația sexuală. Și aici la voi este foarte avansată prostia asta, cum că tinerii noștri nu sunt învățați să nu păcătuiască, ci sunt învățați cum să se protejeze. Într-o întâlnire de tineret în țară, unde erau peste 500 de tineri, cineva, un tânăr, m-a întrebat care este cea mai bună măsură de protecție. Și m-am iritat un pic la întrebare, pentru că tema nu era așa ceva și i-am spus atunci, pentru că îți dau răspuns imediat, i-am spus, deși nu sunt sexolog de meserie, dar îți dau un răspuns din Scriptură, dar pentru că tu deja ai pus întrebarea, sunt ferm convins că ai o problemă. Cea mai bună măsură de protecție este abstinența. Pentru că lucrul ăsta e atât de sfânt că orice scoaterea lui în afara vieții de familie este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Repet, oricât vi s-ar părea de nepotrivit, lucrul ăsta e atât de sfânt încât orice scoaterea lui în afara familiei este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Probabil unele din aceste frământări le atingem în întâlnirea noastră de după masă. Ce-am dezbătut până acum a fost adevăratul slujitor și adevărata slujire. Ne-am uitat la câteva realități, neavând pretenția că am cuprins tot ce ține în Scriptură de adevărul acesta. În dimineața asta continuăm să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu în aceste frământări ce înseamnă să fii gata. În lumea teologică este o mare frământare dacă biserica, în primul rând, dacă există într-un mod fizic necaz, un alt necaz decât necazul iudeilor, al iudeilor, un necaz mare, adică care se înceapă în 2016 și să se finalizeze nu știu când. Este o mare frământare de asemenea dacă va exista 1000 de ani fizic, vorbind care se înceapă astfel în peste 1000 de ani. Este o mare spatele în lumea teologică. Dacă ele există, este o mare întrebare, biserica va trece prin necazul ăsta sau nu va trece? Eram undeva în țară și cineva m-a întrebat, pentru că cel cum a spus să se ia biletele, cineva m-a întrebat, biserica va trece prin necazul cel mare sau nu va trece? Mi-a deschis atunci Scripturile, m-am rugat în câteva secunde și am spus, Doamne, dă-te rog lumina, ca să nu tulbur nici adunarea, să nu se irite spiritele. Și a spus atunci în Scriptură, învățătura nu se concentrează dacă va trece sau nu. Dacă biserica va trece printr-un necaz, cum n-am mai fost, acceptăm prima variantă. Dacă biserica va trece printr-un necaz, cum n-am mai fost, fii pregătit să reziști, fii gata. Dacă biserica nu va trece prin necazul cel mare, fii gata să fii luat. Așadar, în Scriptură, frământarea nu se concentrează, Cuvântul lui Dumnezeu nu se concentrează, trece sau nu, ci gata sau nu. Gata sau nu. Când cu Dan am fost colegi în clasa, în anii de liceu, am tot bătut mingea, toți băieții, și am zis că începe examenul, vine examenul și câte luni, te-ai scumpat pe carte. Cum toată săptămâna are o lune, i-am trezit că lunea din nou de examen. Și a fost plânsul experienței. Atunci am zis, după ce s-a întâmplat, cât mai fac școală, nu mai permit niciodată să mă duc și să nu fiu. De aceea, în dimineața asta,
O să ne uităm în Scriptură, atât cât mă mai ajută vocea. Nopțile au fost foarte lungi și frații m-au omenit cu de toate. Eu nu sunt, nu prea cu mare pres pe mâncare și nici pe somn, așa cum mă vedeți. Și totuși, de dragul lor, de dragul anilor frumoși, am acceptat, am stat cu ei, sunt amintiri care nu le mai putem uita. De aceea vreau să înțelegeți că sunt mulți din nepoți, că nu pleacă. Marcel avea o soră, zice, hai să ne ducem, că mă tot duc la sora care închide. Și ieșim afară și să mai povestim acolo. Aș vrea să înțelegeți că un lucru care mă deranja când eu eram copil și mă duceam cu fratele meu din strate la biserică, era că biserica începea după ce se termina biserica. Să zice, amin, nu, acum se înceapă adevărata biserică. Că părtășie nu înseamnă să vedem ce a celui din fața noastră trei ore la biserică. Ce părtășie aveți dumneavoastră cu cel din fața dumneavoastră? Niciuna. Dar dacă ies aici și rămân în biserică și mă întreb pe Dinu și pe Dan și pe alții, toți cu care am copilărit, cum ești, ce faci, ce se întâmplă? Aia e biserica adevărată, mă înțelegeți? Aia e părtășie. Rădăcina cuvântului părtășie îi parte. Adică suntem parte aceluiași întreg și aparținem aceleiași părți. Părtășie nu vine că noi ședem aici la oaltă, ci că aparținem aceluiași întreg. Și aia e părtășie. Nicu nu s-a spus în cântarea lui, părtășie, părtășie, binecuvântată ești. Ne dai multă bucurie și pe toți ne înfățești. Părtășie, părtășie, exercițiul necesar pentru toți ce vor să ajungă în Canaan. Și de aceea aș vrea să exersați părtășia. Vă rog să nu ieșiți așa când se zice amin, deja sunteți ajuns, ăla cu pireul e pusă pe masă și deja vă apucați. Vă rog, aveți libertatea să exersați ce spune Adam și ce au spus frații, fratele Ian și așa mai departe și ce vă voi spune astăzi. Rămâneți împreună. Aduc aminte, bătrânii s-a așezat liniștiți pe scaune. Și eu mă enervam că eram copil și trebuie să duc acasă, mă duc la frumă. Și odată eram așa nervos că mă aruncam pe el, îl luam, s-a agățat de capul meu în bicicletă și acasă. Aș vrea astăzi să avem împărtășire. Deci ea dată încă te mai uiți cu coda ochiului, undeva stânga deapta, nu te poți uita cu toată privirea. Aș vrea să înțelegi astăzi că tu trebuie să fii gata. Dacă nu vrei să înțelegi asta, ta nu-ți spunea Dumnezeu un gădui încercări. Dumnezeu un gădui suferință, știți de ce? Că sunt lucruri pe care Dumnezeu nu ți le poate comunica în altă parte, numai voi. Sunt adevăruri pe care nu le-ai înțelege în altă parte, numai în suferință. Dacă mă întrebați care a fost câștigul lui Iov din suferință, pune-mi, te rog, un pic, dacă totuși am luat un pic de Iov 42:5, câștigul lui Iov din suferință, uitați-vă la el. Dacă ziceți că nu merită, nu cereți asta. Dar uitați-vă ce zice Iov. După toată valea asta, furcile caudine, groapa asta marianelor în care a coborât, uitați-vă ce zice el în 42:5. Urechea mea auzise vorbindu-se despre tine. Dar acum ochiul meu te-a văzut și mi scârbă de mine. Mă pocăiesc în țărână și cerușă. Vă întreb, acum în 42:5-6, s-o meritat? Valea asta hidoasă a suferinței. Câștigul imens. Să poți să treci de la religie la o relație. Religia e să auzi, să știi. Relația e să cunoști. Să-l cunoști nu la nivel intelectual. Credința nu este un asentiment intelectual prin care dumneavoastră sunteți de acord cu mine. Credința e asta. Să-mi fac una cu el. Să pot să plâng cu el. Să te ridice harul lui Dumnezeu. Deci astăzi ne uităm la un subiect. L-am întrebat cu fratele Ioan Cristel, mi-a spus, știu, sper să întâi atunci. Sper, deci nu m-am angajat 100%. Am învățat de la copii să nu le mai promitem că ei ne-au șantajat cu asta. Când noi ziceam, știi, nu, ne pare rău, nu putem. Ai promis, să-mi ziceam. Și am învățat lucruri extraordinare de la ei. Mulțumesc că ne-a dat, avem 5 copii.
suntem împreună cu Marcela, suntem împreună cu Marcela. Deja ne-i lor de ei, vrem să mergem acasă, pentru că nu putem fi mai mari decât suntem acasă. Și vrem să ne întoarcem. Mi-aduc aminte când Abel avea vreo 6 ani, înainte de experiența asta, am avut o serie de mesaje, apăruse un curent periculos și eu mi-a plăcut să fiu preventiv și am învățat biserica despre familie, dar din perioada prieteniei, a purtării care ne vom uita după masă, că prietenia nu-i profit, ci persoană, purtarea nu-i căutare, ci călăuzire. Și apoi vom ajunge la căsătorie, deci Nelu, ce să facem să ne căsătorim, să respectăm principiile astea. Am predicat vreo lună de zile în adunare tot ce ține despre căsătorie, și să pună primii tineri în adunare și de-aia să învețe lucrurile astea. Și apoi am plecat prin țară, m-am dus 3-4 zile, nu știu unde, o săptămână prin Moldova, iar m-am întors acasă și am susținut într-o zi spre dimineață și abia spus la grădiniță și-o venit să mă trezească că să topia inima în el de dorul după tata. Și mi-am deschis ochii cumva și am zis, du-te, te rog, în grădiniță. Și când te întorci, ne judăm, vedem ce facem. Am uitat că la amiază plecam la Arad și eram prea... Și la noi așa dai colțul din drum, din strada principală și vii 50 de metri până la casă la noi. Și am scos mașina din curte și m-am uitat, auzi, bine are. Și am zis să stau acum, să-i spun. Și a deschis portiera la mașină și a zis, dar unde te duci? Și pleacă tata 3 zile la Arad. Dar când mă întorc care? Pum! Mi-a plântit ușa și a zis, încă mai vorbește despre familie. Am vorbit singur până la Arad. Și a zis, Doamne, iartă-mi micii minți. Vindecă-mi proasta prioritate și ajută-mă să înțeleg că bisericii trebuie să-i dau ce rămâne cu familie. De ce astăzi vă citesc un text și mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească. Te rog înțelege că e o mare onoare să-ți vorbească Dumnezeu prin har. Nu-l sili. Nu-l sili. Nu-l obliga să-ți desfunde urechile în frământări de cruntă ale vieții. Nu-l sili să o facă. Ne spunem într-o cântare, nu-l lăsa să plece trist. Ne pare rău că nu cântăm cântarea asta, dar a cântat Lidia și dorul cântarea asta, care așa mi-e dor de cântările alea făcute în lanțul, nu în șezlong, care nici nu poți schimba nimic în ele, că dacă îți bagi în ele, să le frângi, să așezate în ele. De fapt, am văzut că unii v-au sunat lumina la față când au cântat cântarea asta, că n-are 5 versuri repetate de 5 ori. care n-am mișcat nici coadă și poți să le schimbi unde vrei. E cântarea aia care te conduce, care te conduce spre Dumnezeu. E inima ta și a Domnului care reverberează și parcă mi-a fost ciudă Lidia și Domnul că s-a obătat în spus lui Dragă, să m-am întâlnit de asta, dacă mai bun o strofă, dar nu mi s-a obătat. De aceea vă invit să vă ridicați, să citim. Citesc un cuvânt tare cunoscut în Evanghelia după Matei, capitolul 24. Cumva spun un pic textul din context, dar îl contextualizez imediat. Matei 24 cu 44 la 58. De aceea și voi fiți gata, că și Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale, ca să le dea hrană la vremea hotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Dacă este un rob rău care zice în inima lui, stăpânul meu se vorbește să vină, dacă va începe să bată pe tovarășul lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se așteaptă și în ceasul pe care nu-l știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scârșnirea dinților.
Amin. Poveriți să vă așezați. Am spus din prima seară când ne-am întâlnit că dorința mea este că atunci când plecăm de la adunare, de aici, de la închinare, să ne întrebăm, să ne prăutăm oare ce ar trebui să facem. N-aș vrea să teoretizăm foarte mult umblarea cu Dumnezeu. Și am vrea să fim frământați, prinși de dorul acesta. Ce trebuie să facem? Au venit oameni la Domnul Iisus care i-au pus întrebări. Întrebările nu le-au pus sincer. Unii au venit să-L ispitească pe Domnul, dar Domnul a răspuns sincer. Unul de pildă a venit și l-a întrebat pe Domnul ce ar trebui să facă, așa începe capitolul 10 din Luca, ce ar trebui să facă ca să fie mântuit. Și Domnul zice că sunt două frământări, două întrebări. Ce scrie în lege și cum citim ceea ce scrie în lege. Sunt foarte mulți oameni care știu ce scrie în lege, dar nu știu să citească asta. Și avem tot felul de răstălmăciri ale Scripturilor și tot felul de interpretări dintre cele mai absurde pe aici pe acolo. Pentru că nu știm să citim. Ca și bărbatul din povestea noastră, care știa ce scrie în lege, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul și puterea ta, și pe aproapele tău ca pe tine însuși. Domnul să-ți fac așa. Dar uitați-vă că nu știa cum să citească, pentru că nu știa cine e aproapele. Deci cum vei materializa, cum vei concretiza ceea ce citești? Și începe povestea aceea extraordinară, extraordinar de denaturată și ea în adunările noastre, despre samariteanul acela milostiv și auzi pe câte unul că zice că e Domnul Iisus. Dar cine a zis asta? De unde scrie asta? Nicăieri. Nici Scriptura deloc nu dezbate subiectul acesta. Samariteanul nu are nimic cu Domnul. Îi o pildă pe care o dă Domnul pentru ca învățătorul legii să înțeleagă cine este aproapele meu. Și atât. Și vă rog să nu predicați ce Duhul Sfânt n-a intenționat. Rămânem în cadrul acesta al slujirii eficiente. Pare interesant numai, dar nu-i Biblie. Sunt oameni care au dat răspuns uneori la întrebările Domnului, cu nuanță biblică ar fi un botezător. Sunt interesante răspunsurile, dar nu sunt adevărate. Sunt interesante, sunt filozofice, dar nu sunt biblice. De aceea va trebui dimineața asta din nou să continuăm. Deci ce vom face după ce vom termina astăzi închinarea? Ne vom întreba într-un mod foarte clar, stând la masă. Vă sfătuiesc când ajungeți la masă să nu vorbiți despre frați. Există tendința. Și mai zis și fratele Ilian sau nu știu care. Știți de ce e periculos să faci asta? Că pruncii în timp ce mănâncă, te ascultă. Ei nu zic nimic acum. Dar fi la 14 ani când îi spui tu că fratele cu tare să botează, zici tu nu vrei. Și la care să mă botezăm la ăia, pe care tot ați zis voi, de ăia de nimic. E foarte atent că Lot a trecut pe aici. Lot este singurul tată care primește expres lucrarea de a-și salva familia și locul. Pentru că din ce-o mâncat cu nevastă-sa prin Sodoma, cred că o râs despre Adam. Săracu-i prin munți pe acolo, nu crește nimic în Spania. Munții preșuri. Cu toate astea, despre Adam, să spunem că a murit după o mătrâneță fericită. Să protezi reșitul lor. Voi de mine să zice că nu mă chinuiem acolo. Să chinuia, dar i-a plăcut, nu a plăcat. Auzi pe cât e unul, zice, eu mâine, zice. Dar de ce mâine? Și mâine aș pleca de aici, din Spania, este câte unul, numai că e din 20 de ani, ca Iacob prin Padana Cam. Mâine m-aș duce, păi. Spune-mi că mică, că aștept la tot. Că mi-i dor de voi și aș vrea să am cu cine schimba gânduri. De aceea, aș vrea să luați o decizie bună. Este în Biblie un dată care a luat o decizie proastă, numele lui este Elimelec. Elimelec înseamnă Dumnezeu împăratul meu. Eli, Dumnezeu, Melec, lege în ebraică, da. Și Elimelec, când citești Dumnezeu împăratul meu, știi ce face Dumnezeu împăratul meu? Ia decizia să se ducă să locuiască în probleme în Moab. În 5 versete din cartea Rut este decimată familia lui Elimelec. Elimelec avea 2 copii, numele lor este Chilion și Mahlon. Cei 2 băieți cu nume și ele care te pun în uimire, Domnul de săvârșirea mea, Mahlon, bucuria mea este Domnul. Ce se întâmplă cu ei? De ce Elimelec a murit?
Apoi cei doi băieți care au apucat să se căsătorească mor, au murit și ei. Și dintr-o familie binecuvântată cu doi copii rămân trei vestigii, trei vârfuri. Două dintre ele se vor întoarce înapoi. Când Naomi se va întoarce în țara lui Israel, în Betleem, știi ce îi spune Dumnezeu? Și ce zice Naomi? Nu mai îmi ziceți Naomi cea plăcută, dar cum să-ți zicem? Ziceți în Mara, dar de ce? Să învețe posteritatea tinerii, pruncii noștri. Să învețe că soluția nu-i niciodată Noam. Ascultă-mă ce-ți spun, oricât i-ar amărât frații și oricât de neacceptat ai fi, rămâi în Betleem, în casa Părintei. Oricât de rebel ai fi, vorba lui Dan, îți va veni mintea la cap într-o zi. Și în bunătatea lui, ca pe fiul risipitor, tata din poartă, te va primi. Și când se întoarce înapoi, ne întrebăm, ați fost în criză când ați plecat? Voi ce părere aveți? Au fost în criză când au plecat? Nu ne vine să credem ce citim în Biblie. Eu am auzit predici și a trebuit să mă reverific, mereu, să mă reverific, să văd dacă e adevărat ce predică frață și am zis că nu e adevărat. Uitați-vă, rog, ce zice cartea asta superbă, ce ne învață cartea Rut. Deci aflăm că a plecat, după aia aflăm în versetul, pune-te rog, Rut 1:21, ce zice Naomi? Nu mai îmi ziceți Naomi cea plăcută, ziceți în Mara că m-a amărât Dumnezeu. La plecare? Eram în greșul. Păi am plecat, am crezut că ați plecat din crizați. Nu, zice, noi am plecat. Știți de ce suntem noi în criză? Suntem în criză că nu avem, nu, că nu avem ce vrem. De aia suntem în criză. Dacă nu schimbai mașina, ce fericiți erați acum. Am vorbit o chestiune foarte interesantă cu Dan Cifor. Și am zis, știți cum? O lucrați spaniolii. O lăsat așa să strângă, să strânge foarte mult România. După aia, mi-a luat înapoi. Sunt 2008. E criză, dar ce facem, mărim, tate? Și ce trebuie să facem? Nu mai putem plăti. Poate să le dăm tot înapoi. Să ne aducem iarăși aminte, un adevăr extraordinar, că suntem străini și călători. Te rog să nu te amărăși peste măsură dacă trebuie să renunți la mașina frumoasă, bună, nici la apartamentul tău. Asta e situația. Suntem străini și călători. Mă rog ca Domnul să-ți dea puterea să trudești din nou, să-ți faci o situație. Dar știi ce zice Avram fiilor lui Het când moare Sara? Eu sunt străin și venit. Dați-mi loc de îngropare să ridic moartea dinainte. Fiii lui Het îi spun lui Avram Paiu. Dar tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu pentru noi. Să fii sfânt și să nu știi. Să se uite fiul lui Het de prin Spania la bură și să zică, oare oamenii ăștia-s gata sau nu? Uitați-vă ce zice Biblia în textul nostru. Pentru că fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Adică s-ar putea să vină în seara asta. De aceea te rog să te întrebi în seara asta, nu dacă ești cel mai tare penticostan sau baptist sau adventist, dar da, nu ești. Am lăsat, am luat la lăsat. Deci, Dan, tu ești între ei, dar nu de-ai lor. Bine, Domnul să aibă milă de noi toți și să ne binecuvinteze ca să continui citarea pe lui Iulian. Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze. Deci, frământarea noastră în Evanghelia după Matei este tocmai aceasta, pentru că Fiul omului va veni în ceasul în care nu ne gândim. Adică că s-ar putea să vină acum. Dumneavoastră mai credeți în revenirea Lui? Și ce a spus Domnul Iisus Hristos înainte de înălțare ca să-i lase liniștiți pe ucenici? Și ce spune Ioan 14, să nu vi se tulbure, cu versetul 1, să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în mine, aveți credință în Dumnezeu, în casa Tatălui meu. Sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus și iată promisiunea. Dar eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și fiți foarte atenți, cărlicul de care mi-a ținut. După ce mă duce și vin, voi pregăti. Mă voi întoarce. Și asta nu e niște. Când uneori îs așa călcat în picioare și umilit și... Știți cu ce mă liniștesc? Nu mai e mult. Nu mai e mult. Și Sfinții strigă de sub altare până când nu mai este mult. Ascultați-mă ce vă spun. Noi suntem în așteptarea celui mai grandios eveniment. Și asta nu e integrarea noastră totală în spațiu Schengen. Ascultați-mă ce vă spun.
Nu este revigorarea economică a lumii care trăiește, este revenirea Domnului Iisus. Ce zice Biblia despre revenirea Domnului Iisus? Ce citim în pasajul nostru este nu că vom trece prin necaz, nu vom trece, ci Evanghelia după Matei, capitolul 24, cu 42, zice, pentru că Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți, pentru că este iminentă venirea Domnului, de aceea și voi fiți, da, tu ești. Dacă aș împărți un cupon, o bucată de hârtie, îți spune, uite, scrie pe bucata asta de hârtie, tu ești gata sau nu? Ce ai scrie pe bucata asta de hârtie? De obicei suntem extraordinar de evazivi în răspunsurile noastre și ne eschivăm cu afirmații de genul, îl mă pregătesc aici, că Dumnezeu nu ia oameni în pregătire, oameni gata. Reține și vă spun. Dumnezeu nu ia oameni în proces de pregătire și oameni gata. Pregătirea e de la gata în sus. Pregătirea nu-i spre gata, ci de la gata în sus. El se tot pregătește. Numai nici într-o zi n-are libertatea să spune că sunt gata. Ca să înțelegem lucrurile acestea, așa s-o mică antiteza astăzi aici, între oameni care n-au fost gata și oameni care au fost gata, ne vom uita mai întâi la oameni, la o percepție greșită asupra acestui mare, mare adevăr, gata de ce? Asta e subiectul nostru de astăzi. Gata de ce? Că slujitorii, la urma urmei despre care am vorbit, sunt oameni, Efeseni capitolul 4, dați de Dumnezeu și am răspuns aseară la un bilet cum să vă aleg echipa. Echipa nu trebuie să o alegeți, trebuie să o acceptați, că aia o face Dumnezeu, ea lui echipa. El e capitan de echipă, el este capul bisericii. Duhul lui Dumnezeu dezvoltă patru tipuri de relații în biserică. Relația bisericii cu capul, bisericii cu Hristos, relația cu cuvântul, relația cu frații și cu lumea. Și cred că primele două ne determină pe celelalte. Dacă relația cu capul bisericii este deficitară, toate relațiile sunt prăpăd. Toate relațiile sunt stricate. De aceea, gata de cer, dar ne vom uita, ca să înțelegem principiile, ne vom uita la cazuistica biblică și încercăm să înțelegem mai întâi ce înseamnă să nu fii gata. Să s-a întâmplat vreodată să te prindă cineva pe nepregătite. Intră cineva, știți cum e. Și acum arunci trei râze într-o parte, iei două castroamele, arunci în iubetă și gata, cum te-o prins așa ești. Tu începi să te scurzi, eu l-am văzut Dumnezeu, prima dată când vine nu mai vine niciodată, și toată viața de acum te povestește, la ăla în casă e dezastru, dar numai atunci poate că a fost. Dar trebuie de mai multe ori, nu trebuie. Numai odată. Vorba copilului. Păi zic, cum ai luat? De ce ai ridicat mâna dacă n-ai luat 10? Zic, păi de ce ai ridicat mâna? De ce nu? Zice, păi eu nu știu, dar ăsta pune întrebările altfel decât voi acasă. Ce nu înțeleg întrebările? Și aș vrea asta să înțelegem și apoi să putem trăi. Uitați-vă mai întâi în Luca 12. Ne vom uita în Evanghelia după Luca la oameni gata și în Evanghelia după Luca la oameni care nu sunt gata. Am ales textul acesta pentru că suntem chemați mereu și mereu la a vedea. A vedea, într-un cuvânt, înseamnă să spui talentul în negoț. Pentru că atunci când se toarce stăpânul, să spui, uite, mi-ai dat un talent, 2, 5, 10. Am adus cu ei. Diferența dintre robii buni și robii răi, știți care e? Că robii buni au spus așa, mi-ai dat asta, am făcut. Ăla nu știe ce-o zis. Am știut. Asta nu a făcut, ăsta știe. Ăsta știe tot ce trebuie în biserică, tot, și la cor, și la surori, și la tineri, și copii, numai că nu face nimic. Ăsta filozofia se că așa, dacă n-ai capul jur, ai vreme de povești. Stai deoparte, privești și filosofezi prima ceea ce lucrează alții. Și Domnul zice, la ăsta rog viclean și leneș. Aceasta e o decizie benefică, nu ca și Elimelec, să te duci departe de Domnul, ci să te apropii de Domnul și să-L cunoaște pe Domnul. În Luca 12 este un om care i-a rodit țarina. Dumnezeu apreciază oamenii harnici, să nu vă treacă prin minte că cei care aveți mult nu vă iubește Domnul. Că sunt oameni care spun și treaba asta. Dumnezeu, sărăcia nu e o virtute și bogăția un viciu. Să nu evaluați așa cerul. Oamenii n-ajung în iad pentru că sunt bogați și în rai pentru că săraci. În rai încerc să ajunge dintr-un simplu și foarte clar motiv. Credința în jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos și atât. Ce lucrează El în împărăția în care am uitat o altă poveste. Dar mântuirea nu e condiționată de absolut nimic. Și de aceea am spus,
N-am nimic cu numărul de copii al nimănui, dragii mei. În Biblie nu mă învață Dumnezeu câți copii să am. Dacă ea fi responsabil, nu te plânge, nu-i pune pe spatele bisericii să ți țină. Nu-i obligată biserica să facă asta, că dacă e o binecuvântare și să te o povară. Dacă îmi spui că faci copii ca să fii mântuit, am o problemă. Mântuirea e printr-un singur lucru. Și este lucrarea ispășitoare a Domnului Hristos. Punct. În copătul nu se balde să faceți mulți copii, că musulmanii demografic ne domină extraordinar, dar nu-i faceți ca să fiți mântuiți. Ca să fiți mântuiți, trebuie să credeți în Domnul Iisus Hristos și dumneavoastră și copiii și soțul și bunicii și toată lumea. Dar bogatul care i-a rodit țarina, bărbatul acesta zice un lucru extraordinar, zice că atunci când i-a rodit țarina și Domnul l-a apreciat pentru asta, doar că a avut o problemă cum să-și administreze averea, a găsit o soluție pentru rodirea asta extraordinară și a spart ambarele și a împălat oamenii cu inițiativă. Și lui Dumnezeu îi plac. Auzi, oameni, și nu se mai satură. Știi cine zice așa? Cine nu poate face? Cine nu poate face? Și cât e că s-a două. Și el, dacă n-are numai o colibă, el gândește că el e pocăit, dar are numai o colibă. Tu ești prost administrator. Dacă mănânci frică tot ăsta într-un restaurant, îți garantez sigur că toată viața vei rămâne cu fiatul. Toată viața. Și îl vei judeca pe ăla care se plecă cu o mașină foarte bună. Dar o știu să-și administreze un bun administrator al Domnului lor. Un foarte bun administrator. Și Dumnezeu își dă. Și că bărbatul acesta a trudit extraordinar, le-a pus toate la loc, dar uitați-vă ce percepție greșită asupra realității spirituale are. El zice că ar fi gata acum, că starea lui sufletească poate să stea în așteptare pentru mulți ani și că toate lucrurile sunt gata. Care e confuzia? Omul ăsta confundă pe a fi cu a avea. Omul ăsta gândește că e gata pentru că are, nu pentru că este. De aceea Shakespeare a spus, nu a avea sau a nu avea. Ce o să Shakespeare? A fi sau a nu fi? Asta e marea dilemă. Nu cât ai, ci ce ești. Ce ești. Românul e snob din fire. El dacă nu este, își cumpără statutul. Își cumpără. Faci un credit și își trage o casă că patru generații nu o pot plăti. El gândește că dacă e casa mare, și e mare. Omul tot ăla e. Dar e și snoba, mără și nu și arăta. Atâta tot. Așa a făcut ăsta. Ăsta e un om pe care Dumnezeu îi spune și ce spune Dumnezeu. În noaptea asta, să va cere înapoi de la tine sufletul. Ce se întâmplă cu tine? Deodată îți dai seama că ce ai rămâne și că se duce ceea ce este. Și dacă nu ești nimic, și dacă nu ești nimic, ce ai făcut? Un al doilea caz, zice că este un bogat nemilostiv în Luca 16, cu 19 la 31. Despre bogatul ăsta, extrem de rezumativ vă spun, că bărbatul acesta în fiecare zi se îmbrăca în porfiră și în subțire. Și ce zice Biblia despre omul ăsta? Că trebuie să o muit și o muit și lasă, care era un sărat. Dar știți ce e foarte interesant? Că bărbatul ăsta care s-a îmbrăcat toată viața numai de la Tommy Hilfiger și Giorgio Armani, mai bani, bărbatul ăsta a ajuns în chin. Știți de ce? Că ăsta a confundat omul de afară cu omul lumii. Ăsta o mimat evlavia. De aceea v-am spus, vă rog, când vreți ca cineva să fie pocăit, nu le împrobodiți dumneavoastră. Nu creați o aureolă și le spuneți oamenilor, la noi, la pocăiți, dragul meu, lasă să-L îmbrace Hristos. Când Hristos îl îmbracă, când începe totul dinăuntru, când se va schimba inima copilului tău, când te uiți la el și spui mâna în cap, ăsta seamănă cu unul din Marcu 5, îi predin cu morții, îi... Nu știi ce să faci cu el. Ai un pic de răbdare, te rog. Un pic de răbdare. Vorba lui Caragiale, puțin tică răbdare. Și știi ce se va întâmpla? Într-un val, ca să rămână în notar, dar într-unul dintre valuri, vei rămâne uimit că în față e al tău. Prăbușit înaintea lui.
De aceea vă rog să fiți foarte preocupați să-L propovăduiți pe Hristos cel răstignit. El ne schimbă viața. Omul ăsta confundă omul de afară cu omul lăuntric și David zice un lucru extraordinar. Zice o vreme în psalmul 32, pune-mi un pic te rog psalmul 32, este un psalm, o cântare a lui David și o rugăciune a lui David după ce păcatul i-a mutilat viața. Știți ce-a făcut David când păcatul i-a mutilat viața? O încercat să cosmetizeze în afară. Să pozeze în afară ca unul care merge la templu, la cort, vine de la cort, merge la biserică, vine de la biserică. Dar auziți ce zice el despre omul lăuntric. Zice că e ferice de cel cu fără de lege iertate, de cel cu păcatul acoperit. E ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegirea și Duhul căruia nu este împlinit. Și acum încep să ne descrie ce-a făcut el. Câte vreme am tăcut, a fost o vreme, zice el. Am tăcut, dar am făcut, zice el. Nu m-am tăcut, dar l-am omorât pe Urie. Am reușit să facem anumite lucruri ca să acoperim păcatul și am cosmetizat în afară. De-aia de ce zice despre omul dinăuntru. Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. De ce? Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca blaga cum se usucă pământul de secetar. Veri, mă uscam pe dinăuntru. Mă uscam pe dinăuntru. Am pozat în afară marele predicator, marele cântăreț, fratele ăla care le-am spus la tăți că numai așa-i voie și numai te uiți la el că să te dusucă, să te dusucă. V-am spus aseară că în Betesda, care înseamnă casa Harului, casa Îndurării, printre cei bolnavi din Betesda, știți ce categorie de bolnavi erau? Uscați. Cum să ai așa? Ați accepta ca în biserica Muntele Sionului să fie tăte diagnosticele astea? Sunteți de acord că ele există? Și dacă nu sunt în urmă de asta, că în Betesda, în casa Harului, știți ce binecuvântare? Că nu cel sănătos are nevoie de Domnul. Că de-aia înțeleg că ai venit astăzi. Că Harul lui Dumnezeu din cornul sfânt să toarne ulei peste răni care te dor. Să răni provocate de ochii tăi, care au privit unde nu trebuia, de gândul tău și al meu, de vorba ta, de gestul tău. Niculiță Moldoveanu are o cântare superbă, iartă-mă, iartă-mă Dumnezeul meu, pentru gândul nesfințit, pentru patima privit, pentru vorba fără har, Doamne, iartă-mă Tu, iar. Așa că bărbatul acesta e un bărbat care interpretează ideea de gata greșit, pentru că e o altă confuzie. El confundă omul de afară cu omul dinăuntru. Și are senzația că dacă se îmbracă pocăiește, îi și pocăit. Și sunt oameni care sunt obsedați de asta. Și sunt oameni care, și tineri care își nenorocesc copiii, te duci cu el, mergeam pe ruși să-i îmbrăcăm. Pe mână 15 septembrie ne dărâmă pur și simplu puteți să-i îmbrăcăm de școală. Rețineți-i peste asta. Haide de școală. Și să ne ducem cu toți. Noi cu mama să eram la o tarapă sau la un magazin. Erau la altul. La noi prețurile erau ominești, la ei, ne trebuie să ne uităm pe la etichete. Noi vrem Adidas și numai să nu te uzi. Lui trebuie n-ai. Păi, dragul meu, tu vrei să-mi înnorocești casa? Tu chiar crezi că e Michael Jordan dacă ți-ai făcut și n-ai? Nu, tu tot așa nu poți fugi. Că ți-o lovit o pezitare, că mă stai și mănânc. De ce vrei Adidas de Michael Jordan purtați și alertați? Și făcut de firmă și omul de data ziua, un om care confundă omul de afară cu omul dinăuntru. Și mai este națiunea lui Israel, zice Domnul despre națiunea lui Israel, zice că Ierusalim e Ierusalime. De atâtea ori am vrut să vă strâng cum își strânge găina pui și n-ați vrut. Când te duci în Israel și cobori dinspre Betfage, înspre râul Chedron, ca să urci în cetatea eternă, este un altar, mai mare un pic decât Angolul și un spațiu așa, unde e cloșă cu pui. Și acolo evreii spun că de acolo Domnul ar fi zis, uitându-se la Ierusalim, celebrele cuvinte. Dar de ce voi n-ați fost gata la din două motive, zice Domnul? Unu, n-ați cunoscut vremea cercetării. Totdeauna noi credem că vremea cercetării e în mâine.
Parcă fratele Ian, mă gândeam să spun asta, că zic că e mâine și vreau totuși să începem de astăzi. Avem o cântare care chiar așa spune, mâine se poate vei muri, deci vino astăzi. În primul rând n-au fost gata că n-au cunoscut vremea cercetării, dar în doilea rând n-au cunoscut lucrurile care puteau să le dea bani. De bani avem noi nevoie. Știi ce zice Solomon? Solomon zice că eu prefer o casă cu gărbețul și pace. Decât o casă cu belșug sau cu cărnul, zice el, care era expresa bunăstării, decât o casă cu cărnul și ceartă. Tu ce ai vrea? Mai vrei pace? Eu mă culc flământ. Dar vreau să zice psalmist, eu mă culc și ador, nu să tu. Și ador în pace. Ce extraordinar informație. Oameni care n-au fost gata, dar credeți că au fost robi care au fost gata? De unde am putea extrage alte trei principii și să spune mergând spre casă, să-i spui soțului tău, soției tale, pruncilor tăi, să spui ție dacă ești singur sau singură. Oare eu sunt gata? Nu-l judeca pe celălalt, că Pavel spunea aseară Corintenilor, 2 Corinteni 13 cu 10, pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți sau nu sunteți în credință, dați-vă voi dacă sunteți sau nu sunteți în credință, nu alții. Și Pavel zice, eu tocmai de-aia am venit spre zidirea voastră, spre înălțare și nu spre prăbușirea voastră. Oare ce înseamnă să fii gata? Aș proiecta un text din Luca, capitolul 2. Scribii masoreții Biblia a trecut ca subpasaj, titlul de subpasaj aici, bătrânul Simeon. Zice Biblia despre bărbatul acesta din Luca, capitolul 2, cu 25. Zice că în Ierusalim trăia un om. Cine a vorbit aseară, sau Dan, sau cineva a vorbit despre starea de om. Noi în România avem o vorbă în care spunem că a fi mare nemirare, a fi om e lucru mare. Și noi suntem în criză de oameni. Suntem în criză de oameni. Noi ne trebuie oameni. Și Pavel a spus Corintenilor, dar și nouă și Galatenilor, fiți oameni. Și ce mi-ar place să spun asta un om? Om sau bărbat, în limba Bibliei este iș. Este purtătorul amprentei Creatorului, a mâinii Creatorului. Dacă tu nu porți amprenta Creatorului, ci porți deformările și mutilările vremurilor, atunci nu mai ești om, bărbat. Ești orice altceva. Ești de sex masculin, dar nu ești bărbat. Și noi suntem în crize de bărbat și cineva a întrebat o fătuță de 10 ani că Michael Jackson ce-a fost bărbat sau femeie. Și asta a răspuns că ea nu. Nu știi ce-i cu el. Stă în oglindă, smulge sprâncenile, bărbat. Și le vopsește. Are nevoie de bărbați. De altfel, când casa lui Iacob a ajuns în Egipt, ce o să-ți faraonul? Dacă ai între ai tăi bărbați, pricepuți de strunici, pune-i în frică turmele mele. V-a pus vouă? La care bărbat de strunici? Când ăștia l-au vândut pe Iosif. De unde să fie bărbați de strunici? Ăștia-s oportuniști. Ce înseamnă oare să fii gata? Păi textul acesta din Luca 2 cu 25 la 38, bătrânul Simeon, un bărbat extraordinar, îl caracterizează Biblia în două versete, cum era temător de Dumnezeu, ne descrie starea lui, dar știți ce se spune despre bărbatul acesta? Așteptările i-au marcat drumurile. Așteptările, destinația finală, așteptările determină umbletele astăzi. Care sunt așteptările noastre când veniți la adunare? Ce așteptări aveți? Să vă cânte cineva în strună? Cei 12 Emausul care Luca încheie povestea în Evanghelie, știi ce spune? Am avut niște așteptări, o nu, vă că nu ține culmi și ne trebuie nou. Noi am crezut că El va veni, va izbăvi pe Israel. Sunt așteptări, dar nu-s legitime, înțelegeți? Ele sunt ale noastre, dar nu-s legitime. De aceea, și când vine adunare, s-ar putea să ai așteptări, dar nu sunt legitime. Nu asta a gândit Dumnezeu pentru tine. Și că bărbatul acesta se duce la templu și în ușa templului era ușierul, ca și la dumneavoastră. Cel deosebea era că ușierul avea o ținută de in, am, până jos. Când te uitai la el, ca la soare te uitai. Dar bătrânul Simeon intră în templu și în templu, în partea dreaptă, cântau 700 de coriști. Ați auzit, dat un cor de 700 de coriști. Eu cum acela am fost toată la Emanuel Oradea și au fost corurile reunite de la Arad și corul de la Emanuel, 750 de oameni. Când o cânta Tatăl nostru, ne-am ținut de scaunea. Am zis, dacă tot plecăm, ne smulgem cu el. Dar știi ce e interesant? Bătrânul Simeon nu rămăsui din decor.
Bătrânul Simeon intră în templu și în templu într-un colț doi săraci, doi amărâți. Numele lor este Iosif și Maria, ce părinți. În brațe, Creatorul Lumesc. Nașterea lui Hristos nu e originea lui, ci înducarea lui. Nu uitați asta. De aceea nu sunt de acord cu născătoare de Dumnezeu. El vine din veșnicie, nu e originea lui, nu s-a început acum el. El acum s-a întrupat doar. Și Isaia știți ce zice? Căci un copil, fiul ni s-a dat, un copil ni s-a născut. Fiul ni s-a dat, numai copilul s-a născut. De aceea e armonie între Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat, nu l-a născut pe fiul. Fiul era. El venea din veșnicie. De aceea începe Ioan cum începe, în primele trei versete, el era la început cu Dumnezeu și nimic nici a fost făcut, n-a fost făcut fără. Dacă noi la Simeon se duce la cei doi, ia pruncul în brațe și ce zice? Acum-s gata. No, acum-s gata. E-s gata, nu că m-am botezat, nu că am ajuns într-o biserică în care îmi place, nu că am văzut corul, nu că am văzut predicatorul, ci gata înseamnă primul lucru, a fi gata, înseamnă să ai o întâlnire reală și personală cu Iisus Hristos. Reală și personală. Și noi, ce cântare cântam noi? O cântare superbă. Aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul atunci când suntem numai noi. Să-i spun ce n-am mai spus la nimeni. Și apoi să plângem amândoi. Tu ai plâns vreodată pe oamenii lui? Tu ai vrea astăzi să-i spui Domnului ce n-ai mai spus la nimeni? Să-i spui ticăloșia ta, mizeria ta, trecutul tău. Să te ia de după omul ca pe Petru să spună, mă iubești. Gata de cer, înseamnă să ai o întâlnire reală și personală. Și femeia din Samaria zice, veniți de vedeți, Ioan capitolul 4, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot. Și aia din cetate, eu zic, tot ce? Tot ce n-aș vrea să am spus. Mi-a spus că cinci bărbați am avut, ăsta care l-am, nu e al meu, mi-a spus tot. Și-o mai stat de vorbă cu tine, iudeul, o stat și-o zic, îmi dă apă. Și că dacă beau din apa aceea, apa aceea îi se transformă într-un izvor. Într-un izvor, nu într-o cadă. A fi gata de ce face să lor. Și îmi spune, înseamnă să ai o întâlnire reală cu Domnul. Nu să fii baptist sau pentecostal, ci să fii întâlnit cu El. Nu te întreb de data când te-ai botezat, ci dacă îți aduci aminte când te-ai întâlnit cu El. De aceea, așa s-au născut cântările. Odată l-am văzut că pe prima cântă. S-a stăut. Vai, ce rade, vai, vai. Și bunicii nu știau, a dormit cu ele gând. Dacă mă întrebați cum îl rețin eu lipiu de pe tata lui Pinu, îl rețin la Cosă, noi aveam două locuri de la destul de apropiate, pe o vale numită Valea Corbului. Și seara, femeile plecau acasă și rămâneau bărbații să mai rosească pe răcoare. Și răsuna valea din cântarea asta. Oare unde scosașul ea? Ăștia și-au luat cosetoare, nimeni i-au zis nici cântând toare Cosa în fața lor, să dau și cosaș, nu l-au nici pe Domnul. Așa a plecat el dintre noi, cu imaginea asta în mintea mea, care n-am cum să o mai șterg. Odată l-am văzut trecând, aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul, de unde porneau ale cântările astea? Știți, dintr-o trăire simplă, dar reală cu Domnul. Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne. Gata înseamnă nu să fii predicator. Gata nu înseamnă să fii bun cântăreț. Gata nu înseamnă să fii membru nu știu unde, nici măcar într-o echipă misionară cu valență internațională. Și gata înseamnă să te fii trebuit cu el. Ți-ai dorit mai mult? Ce ar trebui să faci tu astăzi, oare? A trebuit deja să te rogi, Doamne. Ieși mâna în tine. Trebuie să te cunoști toată frumusețea. M-au renegat frață ca pe orbul din naștere și-o să-ți dați la oameni, dar orice Hristos îmi dai cu. Te scot oamenii, dar ce-mi pasă de mine când m-au luat Hristos în brațe? Ce-mi pasă?
voi. De aceea și voi fiți gata. Noi uitați-vă în Luca 13. Este rugăciunea unui tâlhar. Este răstignirea Domnului. În 23:35 este răstignirea Domnului. Și la răstignirea Domnului oamenii spun versul uscate. Dar unul dintre cei răstigniți, unul din mulțime are tot. Zice, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Ce zice Domnul Iisus? Dumnezeu, ce părere aveți? Era gata tâlharul sau nu? Hai să vedem dacă era gata. Pune-ne un pic textul, te rog. Luca, capitolul 23, 35 la 43. Ce zice? Domnul stătea acolo, privea pe alții, a mântuit să mântuiască pe sine, dacă este El Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașul își băteau joc de El, se apropiau, îi dădeau oțet. Și ziceau, dacă ești împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui au scris cu slove grecești, latine și evrești. Acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți bagiocorea și el și zicea, nu ești Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Și celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă. Pentru noi e drept că primim răsplata cuverită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și ce zice el? Și a zis lui Iisus, textul, te rog să-l lași mai mult un pic, aici că avem un mic comentariu. Doamne, adu-ți aminte când vei veni în împărăția ta. Dă versetul următor și îl lași acolo. Iisus i-a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. După promisiunea Domnului, ce părere aveți? Era gata? Oamenii ziceau, m-au venit și el așa și vrea să fie, ești aici pentru prima dată, poate. Ai fost dominat de tot felul de vicii ticăloase. Te-a dominat păcatul, poate deși ești membru aici. Ai vrea să te pocăiești astăzi, dar te-a învățat cineva că trebuie un drum lung, până. Nu trebuie niciun drum lung. Trebuie astăzi să ai curajul, libertate să spui Domnului, Doamne, noi murim deodată, dar Tu vei birui moartea și pe diavolul și te vei întoarce glorios în slavă. Doamne, câte credință străbă să crezi în învierea Lui văzându-L că moare. Dacă îl vedeam la mormânt, ziceam clar că o cumbia, dar să-L vezi murind și să spui, Tu te vei întoarce și când te vei întoarce. Câte credință străbă să crezi așa ceva. Și ce zice Domnul? Azi devin cu mine rar. La versetul ăsta am predicat undeva în țară. Și a venit un domn dintr-o altă grupare și mi-a spus, mi-a plăcut mesajul dumneavoastră, dar ați făcut o eroare, așa i-am spus. Numai cine nu vorbește, nu greșește, spuneți-mi ca să mă pot corecta. Vis-a-vis de promisiunea, era la o mormântare, durerea era cruntă și am vrut să-i ancorez în promisiunile lui Dumnezeu care sunt veșnice. Și am ancorat și asta. Și o zis, știi că aia cu astăzi, o zis, care-i greșeală? Ați spus că adevărat, adevărat îți spun că astăzi el nu făcea diferența gramaticală la conjuncția asta, că și au zis, adevărat, adevărat îți spun astăzi, vei fi cu mine în rai. Și am spus, ce vreți să-mi spuneți? Că nu astăzi va fi tâlharul, nu, nu, deci astăzi nu mai spune. Și apoi cândva. Din două motive am zis, nu sunt de acord, gramatical nu sunt de acord, asta înseamnă o ruptură într-o poziție, o virgulă în plus care nu este în text, și doi, nu sunt de acord nici teologic, că Domnul Iisus a fost Dumnezeului astăzi totdeauna. El ne-a învățat pe noi că ziua de mâine nu e a noastră. Cum să-i spune El tâlharul, după ce toată viața o auză predicând pe apostol probabil și chiar pe Domnul că azi acum, să-i spune unuia, tu nu acum, numai cândva. Și ce înseamnă să fii gata? Să fii gata înseamnă să ai libertatea acum. Să faci rugăciunea pocăinței. Știți cum e rugăciunea pocăinței? Să nu luați dintr-o cărțulie. Este un autor care a scris cartea, dacă știe cineva, Galaxia Gutenberg, în care e o carte science fiction. Dar interesant, autorul este ateu. Dar știți ce a zis autorul ăsta ateu? Zis că la sala de reanimare nu există ateu. Când ești acolo întubat în toate direcțiile, acolo se devine când ești viața. Acolo pe noptiere, nu trebuie să-și telecomandă pe televizor. Dar ce găsești? Când te duci în România, de când la un spital, ce găsești pe noptiere bolnavi, nu telecomandă? Dar cum trebuie să-și primi în nou testament, în carte de rugăciune? De ce? Că viața se va sala altfel.
Gata de ce înseamnă să faci rugăciunea pocăinței. Știți cum e rugăciunea pocăinței? Eu îți nimic și tu ești tot. Ai putere astăzi să nu fii un geniu carpatin. Este o poveste în România, nu știu dacă a fost reală sau de legendă, că a venit Nicolae și au șes într-o vizită undeva. Și toată lumea știe că la aștia trebuie aclamații și pancarte și... Și doi țărani să fac o grădină, ceva. Și a venit un secretar de partid și a zis... Tovarășul Ion, de ce cum, nu ești, n-ai ieșit în centru? Păi de ce? De pe tine primul om al României, Geniu Carpatin, cel mai mare bărbat. Și ea zice, de ce Ioane? Hai că vine fratele vorba. S-ar putea astăzi să n-ai puterea să te pocăiești, că estimarea sinelui nu ți-e bună. Ai o părere prea bună despre tine. Și ce o să stă la hai? Eu sunt nimic și totul mi-e dat. El n-a zis aduți aminte că m-am rugat și eu m-am rugat interesant, nu așa cum să rogă unul, nu zis asta. El a zis, te rog, când te veni să arăți mila. Avem o cântare din veche, dar nu cred că ați imitat-o, dar cântarea asta spune că e așa mai înnoit-o un pic, zice că sunt un bulgăr de nimic, sunt un strop, te rog, în soare. Și apoi ne spune că un lucru extraordinar, că slava lui Dumnezeu este invers proporțională cu a noastră. Și cu cât mă văd mai mic, când nu se vede El în argana, eu zic să fiți atenți dacă nu cumva le eclipsați. Fiți foarte atenți. Ești prea mare, ești prea tare. Ți-a zis cineva un cuvânt, te simți Geniu Carpatin. Foarte mic. Ca să fii gata de ce, trebuie să faci rugăciunea asta a pocăinței, poate în harului, și fă-o în mâine, azi. Nu pleca de aici până nu-i spui Domnului, Doamne, ca Iosua. Eu și casa mea, indiferent unde s-ar duce toți pocăinții din Spania, noi vom rămâne fideli împărăției tale. De aceea și voi fiți gata, mai am ceva să vă spun doar, și e un text extraordinar de frumos, în 2 Timotei, capitolul 4, 6, 8, este cântecul de legă, dacă vedeți, al lui Pavel, clipa plecării mele, ce-mi place cuvântul ăsta, că nu o zis ziua, nici anul, ci o zis clipa. Noi spunem într-o cântare, numără clipele și nu te plimba. Ajută-te că să-ți se ridica ceas cu ceas din viața ta, folosește-le un lucru pe lui Iisus. Clipa plecării mele este aia. Tu știi cât e departe clipa plecării tale? Știi? Ne întrebăm, oare Pavel a fost gata sau nu? Știți cum încheie Pavel cât e costă de legătă? Acum mă așteaptă, dacă era român, zice, nu știu nimeni ce-am privesc, că nu au fost nimeni, de acolo nu ne-a spus nimeni, dar nu-i trebuie astfel de credință, omule. Nu-i trebuie, nimănui nu-i trebuie asemenea credință, nu ne trebuie credința certitudinilor, a convingerilor clare. De aceea Pavel a spus, dacă se desface casa cortului nostru trupesc, 2 Corinteni 5, noi știm, nu bănuim, noi știm. Știm că avem o clădire în cer. Cine ne-a dat un cort pe o clădire? Dar tu știi? Sau bănuiești? Copiii mă întreabă, asta mai nimă tot întreabă când venim noi la bisericătate, se tot uită în sus, zice, seara mai restată, tu chiar crezi că vom merge în cer? Îl iau după cap, îi dau câte una după cealaltă. Hai acasă. Va veni vremea când vei înțelege foaia de parcurs de părăția lui Dumnezeu. Ai ce cu tine asta astăzi? Da, tu pocăi de 20 de ani. Dacă acum ar veni eu, tu ești gata. Nu dacă ești membru, nu dacă ai activitate spirituală, ci dacă ești gata. Gata de ce? Și de ce Pavel era gata de cer? Iată ce zice el. Deci adevărat, pune-mi, te rog, un pic, 2 Timotei, capitolul 4, 6, 8. Un lucru extraordinar, zice Apostolul Pavel, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Clipa plecării mele este aproape. Și m-am luptat lupta cea bună, mi-am ispărit alertarea. Am păzit credința. Iar acum mă așteaptă cu luna. Pe tine? Pe mine? Oare de ce Pavel e gata? Eu nu știu că e gata, pentru că știa ce l-așteaptă de aia.
Dar ce înseamnă să fii gata? Gata înseamnă să te lupți. Dar cu cine să te lupți? Păi să ne luptăm noi, pentru că cu pericostani am spus deja a treia oară acum. Asta ar fi o luptă istovitoare, dar n-ar fi încoronată, înțelegeți? Ar fi zadarnică. Să ne luptăm cu frații ortodoxi, ar fi o altă luptă, dar n-ar fi încoronată. Dar cu cine să ne luptăm? Oare să te lupți cu tine însuți, n-ar fi mare lucruște de mare? Cel ce să biruie, eu știu că astăzi unii ne-ați biruit pe toți, dar pe tine te poți birui? Dacă astăzi te duci acasă nemântuit, știi de ce te duci acasă nemântuit? Pentru că nu te poți birui pe tine. Ești prea mare, prea mândru. Și pe drumul larg te-ai îngânfat. Ca să recunoști astăzi că Domnul bun și că împărtea lui îți mântuie inima, mintea, viața. Pentru că Fiul omului va veni când nu vă gândiți. De aceea fiți gata, adică asigurați-vă nu că sunteți în registrul meu aici, ci că vă scrisem numele în cartea vieții. Și ca să ți-l scrie, că nu să te fi întâlnit cu el. Și ce zice Maria în dimineața învierii? Unde l-ați dus? Spuneți-mi unde l-ai dus. Eu vreau să-l iau. Și avem și o cântare superbă, da? O grădinare, unde l-ai pus? Gata înseamnă să te fi întâlnit cu el. Să-ți schimbați viața. Gata înseamnă întâlnindu-te cu el să faci rugăciunea vieții tale prin care recunoști că el e tot. Și că tu ești nimic. Și ascultă-mă, cu cât te faci mai mic, cu atât se vede el mai mare și cu atât te va înălța el la vremea lui mai sus. Trei, ca să fii gata de cer, trebuie să te lupți. Trebuie să te lupți lupta cea bună. Și lupta aia bună e să îți calci în picioare eul tău. Și frații Groza cântă în cântare, eul tău, omule, frânge-ți-l, pocăiește-te. Până încă mai e har și totul primești în dar. După moarte va fi târziu și merele ta. Oare ne-am putea smeri astăzi toți? Ai avea libertatea astăzi să ne spui, fraților. Eu nu-s gata. Fraților, eu mă pocăiesc înaintea Domnului. Nu-i bai, vorbească toți. Zice David, dar ce-mi pasă mie dacă vorbește tot Ierusalimul? Dacă m-a primit Domnul. De aceea, păcatul lui a fost așezat într-o cântare. Și pocăința lui într-o cântare. După masă ar trebui să ne întâlnim. Dar dacă vine Domnul, dar dacă totuși va veni Domnul, stau și mă întreb. Oare suntem gata? Mă rog, Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze. Știi ce ai făcut când ești de aici? Du-te acasă și să te duci. Și fă rugăciunea asta. Ce greu, ce greu să răspăi. Fă rugăciunea asta. Și de vine aceea și cum sunt adevărat îți spun. Nu cândva. Acum. A, că există o perioadă intermediară, că noi nu intrăm în rai teren. Treceți deodată, dar luna să aștepți mântuirea și mântuit cu promisiunea de la Harului. Și altceva să aștepți, dar deodată. E așteptarea oricum, că de-aia Sfinții de sub altare să se vrea să ne deschide și să intre odată. Vine prea mea astăzi. Deocamdată mai sunt la muntele Sionului, care trebuie să aibă o întâlnire specială, personală, ca Simeon. Oameni care pot să facă o rugăciune specială ca de la Har, și oameni care să se lupte cu eul lor, cu eul lor.